Un băiat de 12 ani și-a ajutat tatăl la montarea țiglei de pe acoperiș și a fost grav rănit. Ionel Coțovanu, de 12 ani din Pașcani, și-a ajutat tatăl la construcția casei. Tatăl era urcat pe o scară și monta țigla, iar copilul îi dădea la mână materialele necesare. Într-un moment de neatenție, părintele a scăpat o bucată de țiglă care a căzut copilului peste picior. Ionel Coțovanu a fost adus cu ambulanța la Spitalul Municipal, unde doctorii au constatat că băiatul a suferit o tăietură la glezna dreaptă care a secționat tendonul. Copilul a fost trimis la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Polițiștii de la Biroul Transport Feroviar au desfășurat pe parcursul zilei de astăzi, 1 august, o acțiune de prevenire a actelor de contrabandă. În jurul orei 16:30, lucrătorii biroului ITF au urcat în trenul Regio Putna Iași pentru a depista persoane care comit acte de contrabandă. Polițiștii continuă verificările pentru depistarea celor două persoane implicate. În ziua de 1 august 2012, organele de poliție Transportul Feroviar Pașcani au executat o acțiune pe trenurile de călători, în special trenurile care vin din spre Suceava, spre Iași, pe linia prevenirii și combaterii actelor de contrabandă cu țigări. În jurul orei 16:30, în trenul personal Putna Iași, au fost identificate un număr de 3 persoane suspecte cu bagaje voluminoase asupra lor, care la apropierea organelor de poliție, 2 din aceste persoane au părăsit bagajele, rămânând o singură persoană la bagaje, care nu a reușit să se mai fugă de la bagaje. Efectuând un control asupra bagajelor, am stabilit că acestea conțin cartușe cu țigări fabricate în Republica Moldova. Am procedat la invitarea și conducerea la sediul postului de poliție a persoanei găsite în tren, respectiv Proboteanu Manuela, de 34 de ani, din Suceava, împreună cu bagajele. După controlul bagajelor, am stabilit că conțineau un număr de 13.000 de țigări de proveniență Republica Moldova, marca Monte Carlo, care urmează să fie ridicate în vederea confiscării. În prezent efectuăm verificări pentru a stabili și identifica și celelalte două persoane care au fugit din tren, au sărit din tren la oprirea trenului în stația CFR și urmează să stabilim dacă este vorba de o infracțiune de contrabandă sau două contravenții. În cazul în care cele 13.000 de țigări aparțin la două persoane și sunt sub 10.000 de țigări de persoană, atunci vom stabili câte o contravenție la fiecare din cele două persoane. Iar dacă aparțin unei singure, este vorba de săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu țigări, urmând ca să întocmim un dosar penal și să înaintăm cu propunere către parchet. Manuela Proboteanu, una dintre deținătoare, riscă o amendă de 2.000 de lei. Noi consilieri locali sunt mai puțin bogați ca foștii consilieri, conform declarațiilor de avere publicate de curând pe site-ul primăriei Pașcani. Astfel, unii dintre ei trăiesc doar din salarii modeste sau indemnizația de creștere a copilului, fără case, apartamente sau terenuri proprietate personală, deși unii dețin autoturisme de lux. Din această categorie face parte consilierul Voinea Ștefan Dragoș de la PPDD, care deține 3 mașini, un BMW, un Volkswagen și un Renault, dar nicio locuință sau bani în conturi. Tânărul a câștigat anul trecut 16.908 lei din salariu de director adjunct la o societate de pază și protecție. Colegul său de partid, consilierul Danu Ioan, deține, în schimb, 2 apartamente și are un venit salarial anual de 3 ori mai mare, circa 5.425 de lei. La fel de albă este și declarația de avere a consilierului PSD Dragoș Ionescu, unde sunt evidențiate doar veniturile din indemnizația de creștere a copilului de 40.440 de lei pe anul trecut, fără case, mașini și conturi bancare. La polul opus se află consilierii cu conturi grase și afaceri de miliarde de lei.
Este vorba despre consilierul Vasile Bălău, directorul societății Caomesa Pașcani, care deține aproape 66.000 de metri pătrați de teren agricol, peste 34.000 de metri pătrați de teren intravilan, două mașini și bijuterii în valoare de 12.000 de euro. El a câștigat anul trecut aproape 2 miliarde de lei vechi din dividende și drepturile salariale. La fel și colegul său de partid, doctorul Florin Răcilă, deține 5,5 hectare de teren, o casă și un apartament, două depozite bancare în valoare totală de aproape 3 miliarde de lei vechi și venituri salariale de aproape 1 miliard de lei vechi. De asemenea, liberalul Marius Pintilie, patronul lanțului de magazine Lorimer, deține două apartamente și investiții de aproape 1,3 milioane de lei. Pe lista consilierilor bogați apare și viceprimarul Vasile Axinte cu un apartament, un depozit bancar de 50.000 de lei, investiții de 2,8 milioane de lei și venituri salariale de circa 80.000 de lei. Menționăm că un alt nou consilier local care și-a făcut publică declarația de avere este pedelistul Emilian Crăciun. Acesta deține 1.350 de metri pătrați de teren intravilan, o casă de locuit de 220 metri pătrați, două mașini și venituri salariale de circa 90.000 de lei pentru anul trecut, împreună cu soția sa. Critici dure la adresa conducerii de la Ecosalubritatea S.A. Pașcani. Aseară, în cadrul emisiunii Pașcani în încotro, edilul șef al municipiului a spus că nu este mulțumit de modul cum au fost gestionate până acum două probleme de maxim interes pentru cetățeni, și anume strângerea câinilor comunitari de păstrăzi și curățenia din oraș. Dumitru Pantazi a lăsat să se înțeleagă că ar urma să fie operate schimbări prin organizarea unui concurs de management și că actualul director se ocupă mai mult de politică decât de treburile comunității. Personal nu sunt mulțumit de activitate de la această societate, pentru că atât colectarea câinilor comunitari, cât și ridicarea resturilor menajere depinde de această societate. Din februarie nu lucrează cu ambele mașini de transport resturi menajere. Abia de mâine iese la lucru a doua mașină compactoare pentru a aduce gunoiul. De asta și aceste disfuncționalități în ceea ce privește transportul. Și eu am constatat lucrul acesta, am avut discuții cu directorul. Uneori primează spectrul politic, activitatea politică și mai puțin activitatea profesională. Eu i-am solicitat directorului să se ocupe de această societate și mai puțin de politică. Pentru că atât colectarea câinilor comunitari, cât și curățenia și ridicarea gunoiului lasă pe dorit. Mare lucru nu am reușit să facem, pentru că am spus, avem numai o singură mașină și în perioada aceasta, de o lună de zile, a chemat firma de service și a rezolvat problema. De mâine mi-a promis că a doua mașină era stricată din luna februarie și nu era rezolvată problema. Cât privește câinii comunitari, i-am spus de ce nu. Săptămâna trecută nu a colectat decât 4 sau 5 câini comunitari, pentru că noi avem o operativă cu numărul de câini pe care îi colectează. Ba nu are ace pentru, ba nu are aia, ba nu are cealaltă, deci nu sunt mulțumit. În replică, directorul Eugen Chiriac susține că societatea de salubritate se confruntă cu probleme din cauza lipsei de personal și a întârzierilor foarte mari la plata facturilor, chiar de la primărie. El a mai spus că Ecosalubris are nevoie de investiții pentru achiziționarea de utilaje, așa încât activitatea societății să fie eficientizată, și că nu dorește să rămână cu orice preț în funcția de director. Momentan, de prindere a câinilor este sistată. Așteptăm semnarea contractului de prestări servicii de către primăria municipiului și prinderea sumelor necesare acestei activități în cadrul bugetului primăriei. Toate materialele costă bani. Așteptăm o rectificare bugetară pe acest capitol și după aceea vom relua activitatea de prindere a câinilor. În ceea ce privește curățenia, m-a explicat că avem un număr de 35 de oameni la activitatea de întreținere și măturat stradal, întreținerea curățeniei, un număr, după părerea mea, insuficient. Ca un exemplu, vă pot spune că în septembrie 1989, în lună de referință, activitatea de salubritate, măturat stradal a municipiului Pașcani era organizată cu un număr de 130 de salariați permanenți,
erau și trei vehicule automăturătoare IFA, care asigurau măturatul. Nu mai spun că în acea perioadă toate asociațiile de locatari, unitățile economice, persoanele fizice aveau o zi pe săptămână, vinerea, zi a curățenii, când toată lumea și-aș făcea curățenii. Într-adevăr, sunt zone unde aspectul dă impresia de neîngrijit, de nemăturat, însă nu puteam cu acești 35 de oameni acționa zilnic în toate zonele orașului. În același context, edilul șef al municipiului a admis că o parte dintre câinii comunitari strânși cu greu de cei de la salubritate se întorc imediat pe străzi din cauza condițiilor improprii de la padoc. Pantazi a precizat că se caută soluții pentru amenajarea unui nou adăpost pentru câini și a solicitat sprijinul cetățenilor pentru depistarea celor care aduc din alte localități la marginea orașului. El a spus că are chiar probe foto din care reiese că sunt aduși câini în sat și lăsați la marginea pădurii. Pe de altă parte, se aduc efectiv aceste animale din împrejurim și se lasă în pașcare. Am în telefonul mobil câteva poze cu animale introduse într-un sac, lăsat numai capul afară și lăsat, dat jos din mașină, din căruță, știu din ce mijloc de transport, și lăsat în jurul municipiului. Eu fac un apel și la cetățeni, am insistat și la poliția comunitară, împreună să facem un efort și când vedem o persoană, o mașină că lasă astfel de animale în preajma municipiului nostru, e suficient să ia numărul de mașină, să ia numărul de mașină sau numărul vehicului din care a fost lăsat animalul respectiv și noi să încercăm să venim cu măsuri coercitive pentru a limita acest lucru. La un alt aspect la care mă gândesc, să încercăm sterilizarea din jurul municipiului nostru, pentru că zona limitrofă orașului e plină de astfel de animale și să încercăm să le sterilizăm pentru a încerca prin această acțiune, această operațiune, să limităm reproducția la aceste animale. Eu i-am trasat sarcină vicelui primar să se ocupe de această problemă. Are o inițiativă în sensul că a identificat o locație unde să facem un paduc pentru câini. Într-adevăr, acolo nu sunt împrejmuirile, nu sunt asigurate și astfel câinii, e animalele, un fel de muncă decisivă. Exact, animalele sunt, nu sunt lăsate, ele ies pe diverse orificii care sunt neînchise și ajung, animalul vine de la 3-4-5, se întoarce înapoi de la 3-4-5 kilometri. Cei cu restanțe la serviciile RAGCL au beneficiat timp de 3 luni de scutirea plății penalităților. Mai exact, în perioada 1 mai-31 iulie 2012, persoanele fizice și juridice care au avut datorii la serviciile furnizate de regia locală de termoficare au putut achita debitul fără penalități conform unei hotărâri a Consiliului de Administrație din 27 aprilie. Totalul datoriilor populației către regie este în jur de 43 de miliarde de lei vechi, din care aproximativ o treime o reprezintă penalități. Pentru noi a fost o reușită, pentru că cei care au beneficiat de acest lucru sunt în jur de 270 de clienți ai noștri. Am încasat aproape 3 miliarde în bani vechi, într-o perioadă în care facturile noastre sunt foarte mici și tot ce am reușit să încasăm de aici l-am dus pe gaz, pe datoria noastră către cei de la E.ON, și am putut și noi să dăm acolo și să fim cât de cât în grafic cu plățile la gaz, cu eșalonarea pe care o avem către ei. Noi așteptăm să vedem dacă o să mai avem solicitări, nu putem prelungi până nu se întrunește nou Consiliul de Administrație. Dacă în perioada aceasta vom mai avea solicitări, o să fie o propunere pe masa noului Consiliu de Administrație și atunci o să avem o hotărâre. O
Ministerul Sănătății a decis ca vaccinarea copiilor să nu se mai facă în școli, ci în cabinetele medicilor de familie, conform ziarului Evenimentul Zilei. De cealaltă parte, doctorii care ar urma să preia această sarcină atrag atenția că numărul copiilor neimunizați ar putea crește și mai mult. Decizia de mutare a vaccinării din rețeaua de medicină școlară în cabinetele medicilor de familie a fost operată prin modificarea schemei de vaccinare începând cu 1 iulie și ar urma să se aplice efectiv din toamnă, odată cu începerea anului școlar 2012-2013. Autoritățile motivează această schimbare prin statisticile îngrijorătoare, potrivit cărora rata de vaccinare în școli nu atinge nici 70%. Chiar și așa, medicii de familie spun că numărul celor neimunizați va crește și mai mult în condițiile în care este greu de crezut că elevii de liceu se vor duce din proprie inițiativă la medicul de familie. Lipsa imunizării poate avea efecte catastrofale. De exemplu, o fată care nu este vaccinată antirubeolic și face boală în timpul sarcinii riscă să nască un copil cu malformații. Menționăm că vaccinurile obligatorii se fac la vârstele de 7, 9 și 14 ani. În cadrul proiectului Bucătarii Speciali, implementat de Școala Specială Pașcani în parteneriat cu Fundația Vatra Pașcanilor, un număr de 20 de tineri aflați în situație de risc social au finalizat cursurile de calificare-recalificare în meseria de bucătar, meserie care este în concordanță cu cerințele locale a pieții muncii. Aceștia au primit și diplome eliberate și recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Durata cursului a fost de 5 luni. Partea teoretică s-a desfășurat la sediul fundației, iar orele practice în laboratorul amenajat al școlii. Începând cu luna noiembrie anul trecut, Școala Specială Pașcani, în parteneriat cu Fundația Vatra Pașcanilor, derulează un proiect foarte frumos pentru copiii cu cerințe educative speciale, proiect intitulat Bucătarii Speciali. Proiectul este finanțat de către Soros prin fondul de urgență. Practic, am înființat și dotat corespunzător școala cu un laborator de bucătărie, cu toate utilajele ultramoderne. Aici elevii noștri învață să gătească, să folosească diversele instrumente, practic îi pregătim pentru viață. Tot prin acest proiect am organizat cursuri de calificare meseria de bucătar pentru număr de 20 de tineri, foști absolvenți ai școlii noastre, tineri din centrele de plasament sau alți tineri aflați în situații de risc social. Încercăm astfel să-i ajutăm să se integreze profesional, să devină oameni pe picioarele lor și în lunile următoare vom iniția cursuri de mediere pe piața muncii și de asemenea îi vom ajuta să se integreze, deci să se angajeze în meseria pe care i-am calificat. Primarul Pașcanului pleacă în concediu pentru o săptămână. Dumitru Pantazi a ales să-și petreacă scurta vacanță în stațiunea Băile Felix alături de familia sa. Astfel, la începutul săptămânii viitoare, prerogativele vor fi preluate de viceprimarul Vasile Axinte până la întoarcerea din concediu. V-ați gândit la concediu? Mergeți în concediu? Da, mi-am propus o săptămână de zile să merg și eu în concediu, doar o săptămână de zile. Ce perioadă? Deci săptămâna viitoare intenționez să merg o săptămână în unde concediu. Unde mergeți în străinătate? În Canada? Nu, iată nu, cum s-a dus domnul. Nu merg în străinătate, merg la Băile Felix, am o spondiloză și merg acolo, mă simt foarte bine după tratamentul pe care îl fac în stațiunea respectivă. Menționăm că în aceste zile urmează să se întoarcă din concediu fostul primar Grigore Crăciunescu. El și-a petrecut vacanța în Canada imediat după ce a aflat că a pierdut alegerile locale. Ministrul Agriculturii anunță compensații financiare pentru fermierii afectați de cesetă, dar și scheme de ajutor pentru producătorii de lapte și carne de vită din zonele defavorizate. Executivul va lua în discuție spre aprobare săptămâna viitoare o hotărâre de guvern care vizează compensații financiare ce vor fi acordate fermierilor care sunt afectați de secetă. Suntem preocupați ca cei din categoria IMM-urilor să primească o compensație financiară a pierderilor de venit din acest an față de media ultimilor 3 ani, cu 80% pentru cei care sunt asigurați și cu 50% pentru cei care nu sunt asigurați. În aceeași hotărâre de guvern va fi stabilit și așa numitul sprijin de minimis, care se acordă o singură dată exploatațiilor care nu intră în categoria persoanelor care sunt până la zona de IMM-uri, acest sprijin vizând un ajutor de 7.500 de euro pe exploatație, a declarat ministrul Agriculturii Daniel Constantin.
El a adăugat că în perioada imediat următoare nu există îngrijorări foarte mari cu privire la o creștere a prețurilor la alimente ca urmare a secetei. Totodată, guvernul a aprobat o schemă de ajutor pentru producătorii de lapte și carne de vită din zonele defavorizate, care însumează un sprijin acordat acestora în valoare de 30 de milioane de euro. Ministrul a precizat că cererile pentru sprijin pot fi depuse în perioada 6 august-21 septembrie, și că deosebire față de anul trecut este că a fost mărită baza de beneficiari. Potrivit schemei, fermierii vor putea primi maxim 250 de euro pe cap de vită de lapte. Pentru categoria femele din specia bovarine se vor acorda 887,5 euro pe cap, iar pentru categoria taurine de rase de carne și metii și acestora s-a stabilit un plafon maxim de 300 de euro pe cap de animal. Mâine 2 august, între orele 10-14, are loc și la Pașcan examenul pentru titularizare. Pentru prima dată, candidații vor susține examenele la unitățile de învățământ la care au apărut posturi. Pentru concursul de titularizare există în municipiul Pașcani 6 centre de examen, la Colegiul Tehnic CF Unirea, la Liceul Teoretic Miron Costin, la grupul școlar Mihai Busuioc, la Colegiul Mihail Sadoveanu, la Școala Iordachică Antacuzino și la Liceul Economic Nicolae Iorga. La toate cele 6 centre sunt 91 de posturi scoase la concurs, pentru care s-au înscris 136 de candidați. Există centre unde și disciplinile sunt mai multe și numărul candidaților este mai mare, cum ar fi, de exemplu, Liceul Economic Nicolae Iorga, unde pentru 36 de posturi sunt 49 de candidați. Există și centre unde numărul candidaților este egal cu numărul posturilor scoase la concurs, cum ar fi Colegiul CF Unirea, unde pe 9 posturi s-au înscris 9 candidați. Acum trebuie de văzut la fiecare centru în parte că este posibil să apară cazuri în care să fie mai mulți candidați pentru o disciplină și să existe și discipline pentru care nu s-a înscris niciun candidat. Mâine concursul se va desfășura între orele 10-14, comisiile de examen sunt pregătite, toată logistica este pregătită și sperăm ca acest concurs să deruleze în cele mai bune condiții. Este o încercare de descentralizare. Pentru prima dată, candidații vor susține examenul la unitățile de învățământ la care au apărut posturile, însă corectarea tezelor și respectiv evaluarea se va realiza la nivel național și în centre pe care ministerul le va stabili. În județul Iași vor fi 40 de centre, 27 în mediul urban și 13 în mediul rural. Pe 10 august urmează afișarea rezultatelor finale, iar pe 13 august va avea loc repartizarea în ședința publică la nivelul centrului de concurs a candidaților, iar pe 13 august va avea loc repartizarea în ședința publică la nivelul centrului de concurs a candidaților care au obținut cel puțin nota 7 pentru angajare pe perioadă nedeterminată și pe posturi titularizabile. Pe 16 august va avea loc repartizarea în ședința publică la nivelul centrului de concurs a candidaților care au obținut cel puțin media 5 la concursul din august 2012 în vederea angajării pe perioadă determinată. De menționat faptul că participanții la examenul de titularizare vor fi supravegheați cu camere video la testul scris. Ier 31 iulie a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru platforma de depozitare și gospodărire a gunoiului de graj și a deșeurilor menajere, construită în cadrul proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți în localitatea Mircești din județul Iași. Lucrările de aici au debutat în luna martie 2012, iar valoarea investiției este de 651.000 de lei. Astăzi, 1 august, are loc recepția pentru platforma de depozitare și gospodărie a gunoiului de graj și al deșeurilor menajere de la Mironea. La nivelul județului Iași sunt 10 comune în care se fac investiții. În cadrul proiectului Control Integrat al Poluării cu Nutriențe, respectiv platforme de depozitare a gunoiului, sisteme de canalizare, stații de purare și rețele de apă. Acestea sunt Miroslava, Deleni, Cotnari, Cristești, Mircești, Mironeasa, Voinești, Scânteia și Grajduri. Platformele de depozitare și gospodărire a gunoiului de graj și a deșeurilor menajere recepționate astăzi fac parte
din seria de investiții care se derulează în 69 de localități din zone vulnerabile la poluarea cu nutrienți în cadrul proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți. În luna iunie și iulie au fost finalizate 8 platforme comunale, iar în luna august au fost finalizate alte 10. Anul trecut au fost date în folosință 14 platforme comunale. Este prevăzut un proiect ca până în august 2013 să fie recepționate încă 40 de platforme de colectare. Începând de astăzi, 1 august, cetățenii care doresc să sesizeze o defecțiune la rețeaua de curent electric sau la cea de gaze naturale, care aparține companiei E.ON, o pot face la numărul unic 0800 800 929. Numărul de telefon este pus la dispoziția clienților din zona Moldovei prin serviciul Telverde și poate fi apelat gratuit de pe orice rețea de telefonie fixă sau mobilă. Consumatorii pot semnala atât întreruperi ale alimentării cu energie electrică, cât și situații cu potențial de risc de accidente, cum ar fi tablouri electrice, posturi de transformare și firide neîncuiate ori cu sisteme de închidere deteriorat, stâlpi sau conducte căzute la pământ, etc. Credincioși, mare grijă la ce mâncați, dar mai ales cum vă comportați și cum vă îndreptați atenția către divinitate în următoarea perioadă. Și aceasta pentru că începând de astăzi și până pe 15, când se va prăznui adormirea Maicii Domnului, se ține post. Despre postul Sfintei Marii se mai poate spune că este o perioadă ruptă din postul mare, care la început ținea 9 săptămâni, dar pentru că oamenii ieșeau prea slăbiți din iarnă, biserica a hotărât să-l scurteze cu 14 zile, mutându-le în vară, când este belșug de fructe și legume. Acest post ține 2 săptămâni, începe pe 1 august, se sfârșește pe 15 august. Acest post amintește de postul pe care Maica Domnului l-a făcut înainte de adormirea sa, înainte de înălțarea sa la ceruri. Postul acesta este postul care ne cheamă la mai multă rugăciune. Este postul care ne cheamă la milostenie, la milă față de cei săraci. Postul acesta ne aduce aminte de Maica Domnului, cea mult rugătoare, de Maica Domnului, mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu. Preoții spun că cei care nu pot posti din diverse cauze pot fi îndrumați de duhovnici să adopte un program de rugăciune. Postul Sfintei Mării pică în acest an, coincidență, tot într-o zi de post, miercuri. Spun Sfinții Părinți că dacă adormirea Maicii Domnului cade într-o zi de miercuri, atunci este dezlegare la pește, acolo unde este hramul bisericii. Și spun lucrul acesta pentru că o să vedeți că ziua de 15 august cade chiar într-o miercuri. Presiunea atmosferică continuă să stagneze la valori coborâte, ajutând de dezvoltarea instabilității în zona geografică a orașului Pașcani. Cerul va fi variabil mâine, din care sunt șanse să cadă precipitații în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, fără a suferi intensificări. Mâine dimineață la Pașcani vor fi 17 grade, iar maxima zilei de 31 de grade Celsius.